Acasă, doar ce am terminat de filmat un clip pentru voi. Nu știu exact, nu vă spun despre ce este vorba pentru că nu știu exact pe care îl veți vedea primul, dacă îl veți vedea pe acesta sau pe cel care tocmai l-am terminat de filmat. Și tocmai bine că am ajuns acasă și mi-a venit comanda de la Sports Direct. A trebuit să-i comand lui Eric de încălțat pentru că astăzi a fost o zi mai caldă și toți adidașii pe care Eric îi are, bine, nu are, nu vă închipuiți că are vreo 10 perechi sau ceva de genul ăsta, dar are aproximativ, nu aproximativ, are 3 perechi de Adidas și are unii din aceea gen ghetuță. O să vedeți că i-am cumpărat unii la fel, doar că pe altă culoare. Și mai avea unii din aceia de la Adidas, gen piele, ca să fie un pic impermeabil, și mai avea unii din pânză. Toți i-au rămas mici, pentru că pe timpul rece, nici nu știu sinceră să fiu, de când nu i-am mai purtat, cred că din octombrie sau cam așa ceva, pentru că am trecut la ghetuțe. Dar da, avea nevoie de încălțări, după cum avea nevoie și de îmbrăcăminte, pentru că el crește. Și atunci am comandat aici 4 perechi de încălțări. Știu, sunt multe într-adevăr, dar 2 dintre ele sunt un pic mai mari, ceea ce înseamnă că le va purta mai încolo. Deci, practic, pentru acum are doar 2 perechi. O să, când se trezește, o să-l și probez cu ele, să vedem care cum îi vin. Dar mie așa mi se par că 2 dintre ele, și mai exact aceștia și aceștia, cred că ei sunt un pic mari, dar haideți să-i desfacem. O să vă fac după aia și un close-up la ei, ca să spun așa. Cam așa arată aceștia. Sunt de la Skechers și sunt cu... Nu, stați un pic, că ăștia sunt aia mari. Am greșit, vedeți? Haideți să începem cu ăștia, care îi vin bine. Tot de la Skechers sunt și aceștia. Aceștia au fost 24 de lire de la 37. Da, nu sunt cele mai mici prețuri, dar dacă vrei încălțăminte de calitate, cam așa arată aceștia. Sunt foarte ușor. Eu cel puțin nici nu-i simt în mână. I-am scos din pungă pentru că n-avea rost să foșnesc acum cu voi. Și așa au această hârtie înăuntru și face zgomot și asta. Cam așa arată. Sunt cu arici. Aici am ce să fac. Iar acesta este un elastic. Și cam așa arată. Și aici se aprind. Bine, nu trebuie să-i lovești. Când pășește el. Și aceștia, v-am zis, au fost la 20 și... Și cam așa arată în cutie aceștia. Ei, după cum vedeți, sunt albastru închis cu verde și cu puțin albastru mai deschis pe aici. Și talpa este un fel de gri. Și cea de-a doua pereche sunt cei de la Adidas. Aceștia sunt cei pe care v-am spus că i-am mai avut și aceștia sunt. Arată cam așa, nu? Sunt un pic mai înalți. Și i-am mai avut, dar pe albastru cu dungile acestea albe și n-avea dunga asta roșie aici. Dar am zis și aceștia sunt tot cu arici. Și sunt, aici au la limba este cu elastic. Să știți că au fost foarte bune ăștia când i-a avut, s-a împăcat foarte bine cu ei și, bine, acum nu pot să spun că la un copil rezistă destul de bine Adidas și că e cam sezonul și perechea de Adidas. Și cam așa arată cei de la Adidas în cutie.
Nu știu dacă puteți vedea, dar și pe această hârtie de ambalaj scrie Adidas din loc în loc, vedeți? Și cam așa arată ei în cutie. Să știți că noi am fost foarte mulțumiți de aceștia. Acestea sunt de la Nike, după cum puteți vedea. Aceștia au fost 20 de lire. Fac. Și aceștia sunt aceștia albi, simpli. Mă gândesc dacă să-mi iau și o pereche așa să mă sortez cu el. La fel, se închid cu arici. Aceste șireturi sunt tot așa elastice, dar aceștia, după cum îi văd eu, sunt un pic mari. Și aceștia, bineînțeles, tot cam la fel sunt ambalați și arată cam așa. În cutie. Iar ultimii sunt aceștia, tot de la Skechers sunt și aceștia. Haideți să vi arăt întâi pe cei care i-am luat cu ele. Ah, stai acolo. Aceștia sunt cei pe care i-am ales noi. Cumva, nu știu cum să vă spun, pentru că nu știu, se încarcă ăștia, știți? Da, talpa aceasta se aprinde, nu știu cum se... Ah, e aprinsă și acum. E aprinsă cu roșu, de ce? Nu știu, cred că i-am lovit eu sau ceva. Nu puteți vedea din cauza luminii. Cam așa arată, bineînțeles, tot cu arici. Aceste șireturi la fel din elastic, dar îmi plac foarte mult cum arată aceștia, să știți. Nu știu cât de bine îi vedeți voi pe cameră, dar aceștia cam așa arată. Haideți să vă arăt aici, că vă spuneam, i-am ales pe aceștia, dar după cum puteți vedea, sunt mult mai multe culori. Erau poate și cei pe verde frumoși, dar nici nu știu sincer să fiu ce culori aveau, dar mie mi-au plăcut ăștia, pentru că sunt frumoși și așa, dacă nu sunt aprinși. Și cam așa sunt ambalați. Și aceștia, haideți să-l scot pe acestea, vin și cu cablu de încărcare, care, sincer să fiu, nu știu. Nu știu unde se încarcă, probabil că, îmi cer scuze pentru zgomot, probabil că scrie în această mică cărticică. Dar haideți să trecem la comanda de la H&M. Primul produs din această comandă este acest body cu mânecă lungă. Este o nuanță de verde cu dungi albe, nu știu să vă spun exact ce nuanță de verde. Acesta, dacă mi-aduc bine aminte, a fost 2,99 lire și este în mărimea 2-3 ani, 98 cm. Următorul produs este această salopetă. Se pare că avem destule produse pe tentă de verde în această comandă. Aceasta, dacă mi-aduc bine aminte, a fost 8,99 lire și la fel este în mărimea 2-3 ani, 98 de centimetri, se închide cu capsă pe două mărimi. Iar materialul este foarte plăcut la atingere, este moale și înăuntru este un pic plușat. Apoi avem două body-uri cu mânecă scurtă pe nuanțe de maroca, să spun așa. La fel, aceeași mărime. Acestea au fost 8,99 lire și am zis că sunt bune pentru că merg pe sub o bluziță, pe sub ceva, nu neapărat numai cu mânecă lungă. Apoi, avem un set de 3 body-uri de această dată. După cum vedeți, unul este gri, cu dinozauri bleu-marin și verzi. La fel, aceste body-uri sunt în mărimea 2-3 ani, 98 de centimetri.
Și cum ziceam, îl avem pe acesta gri, apoi îl avem pe acesta albastru închis, simplu, unic, ca să spun așa, este o singură culoare. Și ultimul din acest pachet este acesta tot pe tentă de verde. Nu știu, cred că este o de rață această culoare, dacă nu mă înșel. Nu știu, dar mi-a plăcut aceste culori și cam asta era ce puteam alege. Apoi am zis să îi iau și o căciuliță din aceasta mai subțire pentru primăvară. Este din aceea, de gen bluziță, tricou, așa, doar că este dublă și vine la set cu această eșarfă din aceasta tub, care mi se pare foarte practică. Este un gri așa deschis, plăcut. Nu avea decât gri și negru, dacă nu mă înșel atunci când am comandat eu și am optat pentru gri. Următorul pachetel, ca să spun așa, este acest set de 3 body-uri. Acesta, dacă nu mă înșel, a fost 14,99 lire. Mărimea pentru toate este aceeași, 2-3 ani, 98 de centimetri. Primul este acesta cu... este un alb murdar, așa, cu mașinuțe, au niște capse la gât, toate body-urile au capse pe partea stângă, doar că nu pot eu să le desfac cu o singură mână. Apoi, după acesta cu mașinuțe, mai îl avem pe acesta verde, este un tot o tentă de verde, dar este un verde un pic mai închis decât ce am avut până acum. Iar ultimul din acest set este acesta alb cu dungi albastre, care mie, sinceră să fiu, îmi place foarte mult cum arată și să știți că sunt foarte calitative ca și material. Știu, nu vine vara, dar mi-au plăcut foarte mult acești pantalonași scurți și să știți că materialul este foarte, foarte moale. Nu regret alegerea făcută, aceștia au fost doar 2,99 lire și pentru... dacă nu merg pe stradă sau așa, cel puțin pentru curte, casă, sunt perfecți. Și bineînțeles că am mai luat o pereche de pantaloni scurți, dar aceștia îmi plac foarte mult. Aceste dunguțe, aceștia după cum vedeți au fost 5,99 lire, dar aceste dunguțe sunt un albastru închis, un albastru blumarin și sunt foarte de efect, așa, nu știu, îmi plac și materialul este... pare răcoros, așa. Acum, nu știu, să vedem cum se va împăca Eric cu ei când va veni vremea pentru ei. Că, na, până la urmă, lui trebuie să-i placă. Și ultimul produs din acest pachet este această pijama. Este o pijama cu mânecă scurtă, cu Paw Patrol, după cum vedeți. Este un blă cu dunguțe albe. Este cu mânecă scurtă și cu pantalonași scurți. Cam asta este comanda de această dată de la H&M. Eu sper că ați avut răbdare să stați până la capăt. Vă mulțumesc dacă ați făcut-o. Nu uitați să vă abonați. Dacă n-ați făcut-o deja, activați clopoțelul ca să fiți notificați când postez un nou clip. Eu vă pup și ne vedem cu drag în filmulețul următor. Pa! Cam astea au fost produsele din acest clipuleț. Eu sper că v-au plăcut, sper că vă ajută, poate să vă inspire un pic și pe voi. Cam astea sunt alegerile pe care noi le-am făcut de această dată în materie de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru Eric. Știu că sunt multe perechi de încălțări pentru el singur, dar ținând cont că două dintre ele sunt un pic mai mari, atunci le va putea purta și în timp, adică nu e ca și cum le-am luat pe toate și n-are timp să le încalțe. Astea au fost alegerile noastre. În materie de haine, da, avea nevoie de body-uri pentru că nu mai avea nimic care să-i vină bine și atunci trebuia să-i luăm și încă eu consider că mai trebuie să-i cumpăr cu mânecă scurtă, cel puțin cu mânecă scurtă nu are decât acelea două pe care le-ați văzut în clipul. Eu vă mulțumesc că ați stat alături de mine, sper că ați stat până la final. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Apăsați clopoțelul să fiți notificați când postez un nou clip. Până data viitoare, vă pup și să ne vedem cu bine în următorul clipuleț. Pa, pupii!